Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a anunțat recent un proiect ambițios de amenajare a noi spații pentru copii în creșe, grădinițe și școli. După ani de zile în care multe săli au rămas sub cheie sau au fost folosite ca depozite, din toamna acestui an aceste spații vor fi transformate în clase moderne și primitoare. 1 milion de euro este suma pe care o investim doar în această vară pentru a repara școlile, grădinițele Timișoarei, pentru a crea condiții bune. Am rezolvat deja în ultimele 3 luni peste 90 de avarii, iar acum în această vară lucrăm de fapt la 13 șantiere mai consistente, unde refacem instalațiile electrice în care reabilităm interiorul unor săli de clase degradate și, ce mai important, am descoperit câteva spații care au stat în paragină, care n-au fost folosite, pe care le refacem de la zero, așa cum e cazul aici în Mehala, la PP24, și unde vor învăța peste 100 de copii, care acum se înghesuie altundeva și mulți dintre ei trebuie să vină și după masă. Vrem să evităm asta și, în plus, creăm cu aceste renovări pe care le facem în această vară peste 160 de locuri noi în grădinițe și în creșe, pentru că avem nevoie pentru toți copiii Timișoarei de un loc de calitate unde să învețe și să se pregătească pentru viitor. Investim în educație chiar și după campania electorală.